Așa arată un șarpe cu corn în frunte. Rinocerb. Șarpele rinocer. E mascul. Ce frumos te-ai făcut, tipi. Bă, ce tare e treaba asta. Da, e șmecher. E atât de mic. Foarte mic, da. Vai cât e de mic, acum se vede perfect. Pe care ți-o lasă în mână decât ce gaură. Ce frumos. Înțepătura în sine decât efectul veninului. Asta merita filmată. Păi am filmat. Așa. Pșa! Așa. Astăzi am venit să-mi vizitez copiii, să mă joc puțin cu copiii mei, pentru cei care îi cunosc și sunt mai vechi. Aici e bona lor, Alex. Ta-da! Pentru cei care nu-l cunoaște, el este Alex sau Din Terariu pe canalul lui Din Terariu. Nu știam că o să vină omul ăsta astăzi. Așa că este doar o pură coincidență faptul că am tricou cu Calemeon. Unde? Așa. Am tricou cu Calemeon. Ia uite, să moară familia mea. Da, chiar. Acum l-am văzut ce colorate. Da. Și vă garantez 100%. M-a sunat astăzi pe la 10-11 deja. Bă, ești acasă? Sunt acasă. Deja lăsesem tricou, că eram plecat de 3 ore de acasă. Azi am venit să vizitez copiii. Pentru cei care nu știu și sunt noi la mine pe canal, una din pasiunile mele sunt reptile și eu am niște șerpi. Numai că provizoriu i-am adus lui Alex pentru că eu am fost plecat în străinătate, am avut niște treburi, una alta. Și azi am venit să-i vizitez. Spontan, nici copiii nu erau anunțați că o să vin să-i vizitez, așa că să vedem dacă mă mai recunosc. Așa că dați și voi acolo un like de încurajare. Mi-ați cerut să mai filmez. Cei care sunteți abonați vechi mi-au cerut. Mai filmează cu șerpi, mai filmează cu șopârle, ce-ți fac animăluțele, una alta. E bine, astăzi o să filmăm o parte dintre ele. Și toată colecția lui Alex, pentru că Alex, pentru cei care nu-l cunoașteți, deci să vă abonați pe canalul lui de YouTube Din Terariu, pentru că el este un pasionat împătimit cu multe, multe nebunii ciudățenii. Cum și n-am numai reptile, aici am și un iepuraș. Nu, iepurașul în pur. Avea vreo 4 kg iepuraș. 4 kg? Da. E cel mai mare iepure pe care l-am dat vreodată. Am crezut că nu poate să mănânce. Gândește că deja e vreo săptămână de când i-l-am dat și încă e foarte umflat. Încă nu l-a dat afară. Nu știu dacă până la Pitești, la expoziție, că apropo, nu știu când o să apară clipul ăsta, poate îl pui și tu în timp, dar da. Pe 13 octombrie avem expoziție la Pitești. Sper că pune omul ăsta clipul la timp. Încerc. Da. Da, pe 13 octombrie ne vedem la Pitești la o expoziție cu vânzare pentru cei pasionați sau doar curioși în Pitești. Locația o să vă las pe aici. Armand Călinescu, strada Armand Călinescu, Casa Muntenească se numește restaurantul. Așa. Acolo unde o să ținem evenimentul, crescători de reptile din toată România. Exact. De la Arad, de la Cluj, de la București, Timișoara, o să fină oameni să vândă reptile și bineînțeles veți putea vedea tot felul de legioane interesante pe acolo. Reptile, poate unii nu le plac șerpi unora, să zicem, sunt și broscuțe testoase, sunt mai multe, deci ca să înțelegeți. Șopârle, că vine șopârle și domnul Stan cu Agame, și multe altele, exact. Și Alex Lee, cu tot felul de șopârli mici și colorate și drăguțe. Exact. Și mai simpatici așa. Da, poate da. Unii știu că sunt oameni care nu suportă șerpi. E bine, sunteți și pasionați cu șerpi. Așa că ăsta de aici îl am de când era o râmă, la propriu. Mi l-a adus tot Alex din Germania. Era o râmă pe steroizi. O râmă pe steroizi. Era mai mare leac. Era o râmă. Hai să-l vedem dacă mai recunoaște. Okay, da. N-ai acum la ea. Hai. Ceau. Îl anunțăm că punem mâna pe el și după da, care... întotdeauna... Uite că e cam sperios. Nu m-am mai văzut de vreo câteva luni el pe mine. L-am văzut când? Cred că acum câteva luni l-am mai văzut. Așa. Nu prea l-am mai scos și... Ce în ultima perioadă a primit de când mâncare. Ești murdar? S-a belit, s-a frecat cu nasul de alisirile alea și... Da. Vai, tăti, cât ce face? Ce trebuie să-l mai las un pic cu mâncarea, că... Am avut prea mult șobolan în ultima vreme și am dat prea mult. Ce frumos te-ai făcut, tipi. Dar oricum, deci ca să înțelegeți cei care mă cunosc, știu că l-am de când era, îl țineam așa în palmă, efectiv îl țineam la propriu în palmă, avem o poză, dacă mai găsesc poza o să pun. Și acum are 2 metri și are 2 metri, are. Avea 2 metri când l-am măsurat ultima dată înainte să ți-l dau. Hai tragem de el. Tragem de el, acum da, are de vreo 2 metri. Deci terariul ăsta are 1,40 m. Ia pune, păi. 1,40 m. Da, așa? Cam așa, cam... Da, nu, stă... Cam la 2 metri, doi, da. Are 2, 2 și 10, să zicem, cam așa. Știu că avea în jur la 2 aproape, parcă, sau nu mai știu exact.
Da. Uite, cântar n-am. Și l-a pus la slăbit, ca să înțelegeți. Eu l-am adus mai gras și mi l-a pus pe... Era ceva mai scurt, mă, totuși. Pe vegetale și mai scurt sau mai lungit. Da, dar acum o să-l mai las un pic, pentru că în ultima perioadă i-am tot dat. Am avut supraproducție de șobolani mari și le-am tot dat pe ăștia să mănânce hardcore. Bine, da. Femeile de Blood Python, care este aici deasupra lui, l-o să te-am dat să mănânce, pentru că a făcut ouă și are nevoie să recupereze, doar că... El da. Nu prea avea nevoie să recupereze nimic. El a pus la slăbit, da. E un șarpe foarte chill, foarte relaxat. N-are nicio treabă. Nu e periculos pentru că nu e agresiv și e foarte lent. Asta e una dintre speciile care îmi place foarte tare. Un pitor birmanez, granit Burmese. Uite, asta e. Albino granit. Uite, cum se vede. Deci, pentru că e gras... Da. Face cutele astea să văd sulzește ciufliți. De asta că e gras. Da. În cauza că e prea gras, deci e prea gras. Da, să las mai domol cu mâncărica și o să mai dea jos după el. Da, dar cred că trebuie să ne împărlească, are ochii puțin, se pare. E foarte greu să-ți dai seama la ăștia. Hai să mă să scot și pe cealaltă, dacă e, ca să vedeți. Asta e albino granit și mai femeia la hipo. Da. Erau luați, au dat amândoi, nu? Nu, că aia a murit, nu a mâncat. A, ta-ți a murit. Că când și-a luat Alex, deci eu i-am zis să-mi ia mie un pui, ăsta e un mascul, și și-a luat și el o femelă, dar lui a murit la scurt timp, da, are alta. Bă, și ca să vă dați seama, specia asta poate să atingă recordul de cât era 5 metri. Bă, nu știu, dar poate să ducă și la 6 metri. 5-6 metri. Uite, asta arată cum trebuie. Wow. Cred că au... Nu, e mai lungă asta, clar. E mai lungă, dar se vede la forma corpului, uite, dacă te uiți, vezi? Nu e, trebuie să fie un pic pătrățoasă așa, da. Forma corpului. Nu la aer cum e. Și uite diferența la cap. Adică se vede aici că asta are două vleacuri mult mai mari, da. Păi și poți să-i bagi în perichet într-un an, doi? Da, poate să facă și un pic facem o combinație. Sexuț. Și are și hipo și normal, că hipo se transmite în generația imediat următoare, dar albino și granit în gen recesive. Da. Acum nu știu dacă o avea și asta, dacă o purta ceva albino sau... Cine știe. Da, se poate. Cu toate că mi-ar fi plăcut un hipo, pentru că hipo cu hipo, 25% din pui ies ivory, ăia albi gâlbui. Aha. Și ar fi fost mă uit la capul ei dublu, ca aproape, nu chiar. Da. E mai mare la cap. Vino mai aproape de cameră să te vadă, domnul Vechi. Da, nu știu, ne focusează pe noi. Are târteața mult mai mare, într-adevăr. Da, e capul mai mare, e aproape dublu. Și cred că e mai mic ăsta și e mai mare. E mai mic, da, ea e mai mare, dar ea a venit la mine aproape de mărimea asta, cumva. Aha. După aia a plecat iar, nu știu exact cât de bine a mâncat între timp. Eu i-am dat, la mine tot a primit, am mâncat și iepuri, dar acum s-a întors la mine și o să rămână la mine, gata, nu mai pleacă niciodată. Și vedem. Cu toate că partea interesantă la constrictorii mari e că ăștia cresc aprost mult timp. Inclusiv Iondu, care are 7 ani, eu am zis că nu o să mai crească. El l-a măsurat acum vreo 2 ani, avea vreo 2,70 m. Uh-huh. Și am zis, cam asta e, nu se duce mai mult de atât. Acum cred că a trecut și 3 metri. Da? Deci de la 5 la 7 ani. Constrictorii mari, în general, cresc absolut toată viața lor. Da. Numai că partea interesantă e că, sau teoria zice că după vreo 5 ani așa, nu ar mai crește mult. Da. Adică doar foarte puțin, da? Uite că foarte puțin a mai crescut ceva, nu doar foarte puțin. Corect, da, ei cresc. Dar hai să-l băgăm la loc. Ăștia niște blegi în general, da. sunt foarte chill. Nu fac nimic. Șerpii nu sunt demoni, am și demoni, dar în general pitonii birmanezi, cum sunt ăștia doi, sunt o specie foarte calmă de șerpi. Bineînțeles că nu le place și sunt mari, într-adevăr, o să zic că unii teritoriul lor sunt un pic mai defensivi, dar în momentul când l-ai scos afară, l-ai scos și înțelege că de fapt nu se întâmplă nimic, atunci sunt super, super calmi, super frumoși. Da, hai să-l băgăm la loc. Mă duc să-l duc și eu pe asta. Așa, stai acolo. Cel mai important e când îl scoți. Să nu te muște din greșeală, poate miroși arzătoare, a hrana lui, ceea ce mănâncă. În principal, ideea e să-l scoți cu un băt special, să-l avertizezi că băi, te iau afară și cam aia este. Nu-ți face absolut nimic. Așa, bun. Așa, ăsta e unul dintre copiii pe care i-am lăsat în grijă lui Alex. O să vă mai arătăm și altul după aia. Dar până atunci hai să facem așa un tur mai rapid. Ăsta va fi și un tur 2024, pentru că noi de când ne știm anual am făcut câte o filmare la el.
Și mai vedeți și voi ce mai are update, dar vedeți că pe YouTube postează. Eu am tot zis că fac un tour al casei, n-am mai făcut un tour al casei, cred că de vreo 2 ani, pe canalul meu de YouTube. Ți-am zis, mă fac eu și... Lazy. Asta înseamnă să fii leneș, să nu mai filmezi, să nu mai postezi, dar... Da, am reușit să mai modific niște chestii pe aici în casă, am reușit să mai fac niște terarii, o să mai fac niște terarii în perioada următoare. Hai să începem de aici. Așa, bun. Da. Și sus, stai sus, cot un pic. Asta este o femelă de piton carpetă, piton covor, zebra, jaguar, caramel. Practic are 3 gene. Este o femeluță scoasă de mine în 2019 sau 2020, nu mai știu exact. Cred că 2020. Asta e unul dintre speciile care sunt mai agresive, să zicem, mai răutăcioase. Da, am și exemplare foarte calme, dar asta cu ea am lucrat foarte mult, trebuie să recunosc. Ideea e cu șerpi, în general, cu cât manipulez mai mult, cu cât lucrez mai mult cu ei, cu atât sunt mai calmi, ceea ce n-am făcut. Ce afară fiți? Avem și un mamba negru. Eu. Pe geam se uită la noi acum. Ea e mamba de culoare neagră, deci este mamba negru, în atenția celor care... Sunt curios dacă am mamba negru. Ce fain să vede terariul ăsta, foarte fain. Da, sper să mai specificăm pentru cei noi, încă o dată terariul sunt făcute de el. Da, tot ce e poală în casă e făcut de mine. Face terariul la comandă, tot mie mi-a făcut și terariile. El este domnul Miclăuș. Miclăuș este un varan de savană. Rupe degetul? Bă, să știi că e cam prost, numai că eu îl hrănesc cu insecte, dacă stai un pic să... A, nu, cam aici încerc. Insectele. El e pasionat de... Bine, e pasionat, mănâncă orice. Și carne, dacă îi dai, mănâncă, bineînțeles, da. Cu mare plăcere, doar că e un varan de savană și ăștia în natură îi mănâncă insecte și melci, melci africani. Melci africani sunt cam cât pumnul, ca să vă faceți o idee. Deci nu sunt om amici. Da, și el este încă mic, mare de crescut, încă nu e adult, da. Mare destul de crescut, dar trebuie hrănit în principal cu insecte. Ăștia sunt prinși în sălbăticie sau farm breed, cum se numește, în ferme, reproduși în ferme, și foarte mulți vin în Europa, extrem de puțin supraviețuiesc, tocmai din cauza că oamenii tind să îi hrănească în special cu carne, ceea ce nu e deloc ok pentru ei. Vezi că când vede mâncare prostul nu mai știe de... Nu mai știe care e degetul și care da, mâncare, nu, dacă nu, nu, să pierde cu fire. Da, ce frumos e pe spate. E simpatic, frate. Și mai ales că e burdumac așa. Da. În grăsan. Se chinuie mereu cu ăștia. Hai, să descurcă. Ia uite, așteaptă și... Da, ăsta este Steve. Steve e varan cu pete galbene, îi zice, sau Argus Monitor. Ceea ce e interesant la ăștia e că poate să stea pe picioarele din spate în poziție de trepied. Asta l-ai luat atunci când am fost, nu? Mic? De vreo 2-3 ani în urmă? E ăla-i, nu? Da, cred că de Olanda l-am luat pe ăsta, nu mai știu. Sau de la H, nu mai știu. L-am luat. Da, el nu prea se omoară cu insecte, lui îi place foarte mult carnea. E o specie carnivoră care în natură se hrănește inclusiv cu specii mai mici de varan. Precum Achi Monitor, pe care l-am în partea cealaltă. Și e fiert pe șoareci. Șoarecii de pui, chestii de-astea. Mai ales șoarecii că sunt activi și mișcă. Ia uite. Hai să vedem dacă se ridică pe... Hai să ridică pe picioare. Da, câteodată se ridică, da. Câteodată se ridică și stă... Deci stă ca un cangur, e super simpatic. Și jos? Jos sunt două agame cu barbă, este plăcintă. Doamna plăcintă, fost domn plăcintă. Până a făcut ouă și am înțeles că de fapt i-am pus numele greșit. Și Cheliuță, care e o agamă cu barbă skeleless sau fără solzi. E o mutație genetică interesantă. Și momentan stau împreună. Astea o să le mut pe un terariu mai mare. Un terariu precum astea de 1,40 m. În momentul când o să-mi crească și cealaltă agamă, pentru că mai am încă o agamă roșie aici. Dacă ridici camera sus, e Yondu, piton reticulat, lavander albino tiger și în el este un iepuraș. Am mâncat grasul. Nu focusează calma. Ia uite acum. Se vede mai bine. Din cauza culorii și din cauza luminii nu... Se vede cât de că... Nu e chiar așa de bine. Deci eu are 3 metri aproape? Da. Cred că sau nu. Cred că a depășit 3 metri. A depășit. Și s-a cam îngreșat în ultima vreme. Chiar dacă i-am dat destul de rar să mănânce și i-am dat iepuri. Adică... Cu cât e prada mai mare, cu atât digeră mai greu, durează mai mult să digere și nu pune chiar atât de mult pe el. Ca și cum i-aș da, spre exemplu, în loc să-i dau un iepure de 4 kg, i-aș da șobolani.
4 kg de șobolani, pentru că aia digeră mult mai rapid, pune pe el mult mai repede. Am înțeles. Aici e femeia de Blood Python, piton sângeriu. Am 12 pui de la ea, sezonul ăsta, doar 2 albino, din păcate, m-aș fi așteptat la mai mulți albinuși. Doar 2 albino să viară și pe aia. La Pitești o să fie primii pui la vânzare, pentru că au mâncat odată și până la Expo de la Pitești o să mai avem încă 2 mese, au mâncat, 9 din 12 au mâncat mort la prima masă. Deci 13 octombrie la Pitești, expoziție, da, cu vânzare. Grasul tău. Grasul. Și jos Mini și Daisy, fetițele de tegu argentinian care stau acolo la soare să bronzeze. Nu, stau amândouă. Da. Astea, pe românește, sunt gușteri. Un gușter brazilian XXL mai mare. Da, gușteri XXL. Exact. Niște gușteri mai gigantici. Sunt foarte, foarte frumoase ca și specie în general. Ah, da, am cheie aici. Jos este domnul Cartof. Un schinc. Schincul, da, care s-a belit tare la nas când am fost la expoziție la Cluj, la Julius Mall la Cluj. Și... Da, el e supărat. Trebuie să le bag becuri de căldură, pentru că aici n-am apucat să trag terariile astea. Eu terariile le-am pus pe roți ca să pot să umblu mai ușor. Înainte le aveam direct pe sol și când aveam nevoie să intru în spatele terariului să fac vreo chestie, trebuia să mai fie încă cineva în casă cu mine. Acum pot să fac treaba asta singur. Pot să trag terariile frumos, aspir pe spate, stâng pe engine, prind șopârile scăpate, chestii de astea și după aia le pun la loc, da. O chestie foarte interesantă, o să spun din nou pentru cei noi, mai dau câte o informație, previzibil că știu că o să fie comentarii. Ăsta mănâncă mâncare de pisică. Da, mănâncă mâncare de pisică. Insecte și mâncare de pisică. Deci mâncare de pisică foarte interesant, e consistentă pentru el și cu asta se hrănește. În natură clar nu mănâncă mâncare de pisici. Da, bravo, că nu vezi. Dar asta e mâncarea care se înseamnă cel mai mult. Da, se hrănește cu mâncare de pisici. Aici avem cel mai bătrân animal din casă, după mine. Este băbuța mea de corsnic, care are 15 ani. Păi am luat-o în 2009 din Spania. Se vede că am bătrânit, pentru că indiferent cât mănâncă, nu mai pune pe ea. E slăbită? Da, 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 începe să slăbească, din păcate cam așa se întâmplă când se îmbătrânește și a și năpârlit pe aici. Dar tu când ai luat-o era pui mic sau? Da, 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 da. Era puișor. Era puișor, e crescută de mine. A stat, cu excepție de vreo 3 ani, toată viața ei a fost la mine. Și aici pielea, pentru cei care nu știu, pielea șarpului este foarte subțire, nu din asta să fac poșete, din pielea năpârlită, ci trebuie jupuit animalul ca să faci așa ceva, ceea ce nu e deloc plăcut. Așa, și aici am o agamă nouă de la Marius Nistor de la Cluj, este super roșie. Ține mai acolo. Uite, asume și nu. E foarte roșie fraierea, superbă. E un fire lap, așa ar fi, nu? Sau cum s-ar numi? Nu, roșu, red. Nu, nu e mutație genetică. Uh-huh. Practic au fost împerecheate exemplare, da, între ele ca să transmită mai departe roșu. Exact. E foarte frumos. Uite cum se vede sub gușă. Bun, aici am una dintre taranturile mele favorite, pui și loteria ornata. Îi văd piciorușile în spate acolo. Da, stai să încerc să zgândăm un pic. Este una dintre cele mai mari taranturi arboricole din lume, pot ajunge până la 20 de centimetri. Wow, ce frumoasă se și vede. Și au un venin destul de puternic, destul de nasol astea. Nu mori de la el, dar... De asta ai fost mușcat? Da. Bine, nu de exemplarul de aici, ci de altul. Da, da, e forță, mi-mi place maxim asta. Sper să nu moară prostește, cum am mai pățit. Chiar și în partea cealaltă am avut o poiciloteria. E forță cum îți dă spasme, nu? Da, da, da. Cum te apucă tremuratul? Nu, cârcei, acolo e problema. Cârcei. Bine, zic că n-ai ajuns la spital, nu mor. Nu, nu se întâmplă nimic, ai o durere mică, îți amorțește de obicei mâna, că de obicei mâine ești mușcat cu mâinile umbli și amorțește toată mâna, simți puricei de aia până mână, ca și cum ai sta pe mână, câteva ore și după aia a doua zi, gen, mă durea dacă apăsam pe locul înțepăturii și 2 săptămâni de cârcei. Am avut 2 săptămâni de cârcei după ambele înțepături. Ceea ce ar fi foarte nasol acum. Acum sunt aproape fiecare zi în mașină, nu mi-ar place să mi se pună în crăcel, să mi se blocheze piciorul bacterele, da. Ar fi super nașpa. Da, Marcele, îți vine și ție rândul imediat.
Da, el a intrat în sezonul de reproducere și deja vrea să mă mânce. Aici avem o pereche de neon de Geco. Ah, uite, văd acolo. Da, 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 în tubul ăla. S-o pereche, nu știu dacă s-a mândoi acolo sau doar unul. Ai, nu poți să-l focusez acolo. Gata. Din păcate, n-ai cum, nu, nici n-aș putea să bag lumină pentru că nu mai pot să mai filmez, că ar trebui să vin cu lumina în fața tubului, ceea da. Ce e nașpa. E acolo și o pălică cu o verde albastră. Unde e? Nu, bă. Ba da, uite acolo, da. E băgată. Ce pisici. E micuț acolo, nu se vede. Ba da, e acolo, e acolo, da, s-a băgat da, în spate. Da, s-a pitit acolo, în fine, n-am ce să... Lasă acolo, da, se vede. Micuțe, micuțe și foarte colorate. Așa, și aici o psalmopoeu, Sirminia. Nu mai știu, parcă ai avut și tu? Cred. Venezuelan Santiger. Uite, jos. Aha, ia uite, pac. Dai acolo. Da, a, ai ieșit. Fac, fac, fac. De altra parte? S-a dus în spate. Avem o evadat. Stai că s-a dus. Dar cum aia... A, ce fel e la terariile astea? Iese pe lângă sticlă. Ai prins-o? Op, o să nu scăpe asta. Hai, pe tine. Gata, e în siguranță acolo. Op, a sărit. Da, asta fac. E tarantula arboricole și tarantula arboricole de obicei țopăie. Sar. Ca să ajungă mai repede dintr-un punct în altul. Și spune că e inofensivă, nu? Da, asta are un venin foarte slab. Spre, mai ales diferență de pui și loterii. Asta dacă te înțeapă, probabil că mai nasol e uitați ce faină este. Gaura pe care ți-o lasă în mână decât ce gaura. Ce frumos. Întepătura în sine decât efectul veninului. Dar nu e atât de neagră, nu știu exact de ce. Mie sunt mica, nu cumva să fie... E un portocaliu, așa. Corcitură, știi? Ar trebui să fie un negru complet. Da? Într-adevăr, da, nu e chiar așa de neagră. Yeah. Oricum, vedem acum după năpârlire, pentru că am mai avut tarantule și mai am, pot să-ți arăt chiar că e una la care a rămas pielea înăuntru în terariu. Da. Pielea e maro și acum animalul e negru. De la năpârlire la alta și a schimbat total culoare. Il capo de tutti frutti, Don Marcelino. Un terariu cât jumătate de cameră. Da, are 2 metri lungime, 1,40 metri înălțime, 60 lățime, tot e mic. Iguană verde, de aia de care vor toți să-și cumpere. Și acum a intrat iarna, intră în sezonul de reproducere, cât de prietenos e el, acum vrea să mă muște. Și partea nasoală e că la mărimea asta poate să-ți reteze un deget atunci când mușcă au o mușcătură foarte puternică, da. Are un metru jumătate, nu? Sau cât are? Are 1,35 metri. Nu chiar 1,5 metri, poate să ajungă până la 1,80 metri, atenție. Da. Da. În rest, Marcel. Toată lumea știe pe Marcel. Jos este domnul Ulise, varanul asiatic de apă, specia care deține recordul pentru cea mai lungă șopârlă din lume, 3,41 de metri e recordul, mai lung decât dragonul de Komodo, dar el cred că e o localitate mai mică, după cum se vede, el e galben. Ăsta l-am luat când am fost noi în... Da, eu știu, era mic. La Praga. Da, da, da. La Cehi. E foarte frumos, fraier. Foarte frumos, în mod normal nu păstrează tot galbenul ăla pe ei. Dar după cum se vede, ăsta e foarte galben. Da, observ. Și cred că e o localitate mai mică, ceea ce nu face decât să mă bucure, pentru că nu se decât face să se facă cât uriaș. Vițelul să fie maro, căcăniu, da. Prefer mai degrabă să rămână mai mic, să fie galben, să aibă o culoare foarte frumoasă. Nu e chiar cel mai prietenos, dar în fine. Terariul ăsta e gol aici, va trebui să-l bag în lucru. Dânșoara Blueberry, acolo sus, care zilele trecute a scăpat în casă și mi-a stricat o plantă, că o trag de ciocolă. Și aici am testoasele între plante, testoasele cu picioare roșii. Ce faină este plantă. Da, fația japonica se numește. Asta e o varietate de fația, pentru că ele, în mod normal, sunt verde închis. Deci au culoarea asta, frunzele. Dar asta e... Mai frumoasă, parcă. Da, cu arbul ăsta, am uitat cum se zice, la varietatea asta. Și aici sunt două red foot. Una mai mare, una mai mică. Frumoasă, și-a păstrat roșu ăsta la piciorușe și văd că și ea e foarte... Da, red foot sunt foarte volatile pentru că provin din bazinul Amazonului. Bazinul Amazonului fiind imens ca și suprafață, depășește suprafața Braziliei, care e a 6 țară ca mărime de lume, parcă Brazilia sau 5, nu știu. Ideea e că în unele zone sunt testoase care se fac de 4 kg, sau 8 kg, pardon, în unele zone sunt testoasele care rămân la sub 1 kg. Uh-huh. În unele zone sunt foarte roșii pe picioare,
În unele zone solții sunt galbeni, nu sunt roșii deloc, sau au foarte mult roșu pe cap. Sunt foarte variabili, sunt vreo 16 localități cartografiate, sau nu știu cum să zic, denumite. 16 localități și în funcție de fiecare localitate, caracteristicile sunt un pic diferite. Și am noroc, am în două super roșii și asta mare inclusiv și-a păstrat foarte mult roșu, pentru că teoretic, pe măsură ce cresc, roșul ăla mai dispare, dar și-a păstrat foarte, foarte frumos roșul ăla pe ea. Cea aia mică e super roșie. Dacă ai răbdare un pic, pune un pic pauză, mă duc să iau niște apă să le stropesc ca să vadă mult mai frumos. Astea venind din bazinul Amazonului, în momentul când le stropești, devin mult mai active, pentru că au impresia că plouă. Da, da. Și ploaia le bagă în fibrilații cumva. Încep să umble, să mănânce mai mult, să sunt mult mai active când plouă. Și uite cum se văd acum. Contrastul e mult mai, da, mult mai puternic. Ce frumos se vede. Dar că-s mai roșii, uite. Asta mi se pare specie. Deci că e neon, așa roșul ăla. Specie ideală de ținut în casă, pentru cei care vor testoase la interior, testoase de uscat la interior. Nu să fac extrem de mari, mi se par foarte frumoase, foarte frumoase și cumva relativ ușor de ținut, mai ales dacă poți să le scoți vara un pic să stea și pe afară, e perfect pentru ele. El a stat toată vara afară, uite pe asta, dacă vii dai să o filmezi cât roșu are pe cap. Wow, chiar că are mult are. Dar bine, acolo nu se vede că e lumina. Se vede cât de cât, dar stai să o mut. Uite ce activă e acum. Da, vezi. Să vai, imediat chiar e foarte roșie. Intră în panică când au apă. Trebuie să le pun un vas cu apă, ca aia caută. Da, ce fain e. Și acum pe picioare și pe cap. Chiar e roșie. Ce sunt femeile amândouă sau ce sunt? Nu știu, n-am nicio idee. Aia mare teoretic ar fi femeie. După cum o văd, asta mică trebuie să mai crească destul de mult până să-mi dau seama dacă e femeie sau mascul. Da, chiar e foarte faină. Și ele sunt vegetariene, pentru cei care nu știu. Nu doar. Sunt omnivore astea. De fapt, mănâncă și... Astea mănâncă și carne, da. Astea au nevoie neapărată de carne, pentru că dacă nu primesc carne, la un moment dat paralizează. Au nevoie de proteină animală. Și pe lângă faptul că vegetariene sunt la modul celălalt, pentru că față de restul testoaselor, astea mănâncă foarte multe fructe. Undeva la vreo 50% din meniul lor e reprezentat de fructe. Deci se mănâncă foarte mult fructe. Mango, papaya, banană, căpșune, zmeură. Ce le-am mai dat eu? Nici nu mai știu ce le-am mai dat. Dovleac le mai dau, dar în general fructe. Și după aia salată, mănâncă bineînțeles, inimi, pipote de pui le mai dau, făcute mărunt și ciuperci. Mănâncă și ciuperci. Șampinion. Înțeles. Când mai fac un grătar, mai dai și să bucură toată lumea, nu doar eu. Corect, da. Aici încă n-am reușit să mai fac nimic, n-am mai amenajat. Sunt tarantule, va trebui să mă ocup de spațiul ăsta de aici. Uite, asta, da, a murit până la urmă. Asta a murit. Nu știu de ce. N-am înțeles exact care a fost schema. Umiditate, oare să fi fost prea umed pentru ea, nu știu. Da, am uitat cum îi zice. Harpactira pulcripes, se numește specie. Nu știu de ce a murit. Poate doarme. Nu, problema e la altă doarme, da. Aici, asta e Ceratogyrus marshalli, o specie foarte interesantă cu corn pe carapace. E tarantulă săpătoare din Africa, deci venim, e destul de nașpa. Chiar că... Da, și are corul ăsta pe carapace, ceea ce e super ciudat pentru lumea taranturilor. Hai mă, focusul. Wow, se vede perfect. Îmi bacă până aici, e mai ok? Se vede, așa s-a văzut. E gata. Bă, ce tare e treaba asta. Da, e șmecher. Cum mare. Zic că e pus acolo la... În genul Ceratogyrus mai e Darlinghi, care are cornul lăsat pe spate și mai e încă o specie care are cornul îndreptat în față. Foarte tare. Acum, în funcție de specie, aici avem scorpion mort. E uscat, întărit. Da. Care v-aș făcut tablou. Și uite aici, tarantul ăsta ziceam, cu coloritul. Nu știu exact ce specie e, sincer. Dar uite, aruncă pe piele, da, pielea e maro și ea e neagră. Nu doar că e neagră, e neagră... Tuci. Se vede ceva? Nu, că absorbe. Nu se vede, pentru că absorbe toată lumina. Deci e un negru de ăsta care absorbe lumină.
Puțin. E greu de filmat. Da. Aici mai e una neagră complet. Perișor, iară să mânce piele. Da, asta e Gramostola pulcra. Trebuie să le mută pe teradie. Din păcate e mascul. Asta e un negru catifelat, un negru foarte frumos și o specie care e destul de calmă. Da? Pe asta o să o mut pe terariu la un moment dat. Aici avem Davus pentaloris, care e afară de câteva zile, nu știu ce e cu ea. De obicei să te ai... Ai văzut-o? Da, se vede. Stai că trebuie tras asta un pic în față. Mm-hmm. Da, e frumoasă ca și specie. Da. Aici nu e nimic. Nu face nimic. La Theodora parahibana, clasica. Aici e Tiltocatil albopilosus. Seamănă puțin, parcă. Curly hair tarantula. Fost abrahipelma albopilos. A, cu parahibana? Da. Oarecum. În poziția asta, cel puțin la culoare. Sus boemei. Brahipelma boemei. Da, e tâmpit asta pe perișoare. Pe mine mă mâncă pielea. Foarte rău. Fain, oricum. Da, e frumoasă. Foarte frumoasă. Nu că doar frumoasă. Focusez așa, să le vadă. Bun, lângă acolo e băgată până decorul ăla. O văd jos în față. Da, e. Uite-o față aici. Uite-o. Nu mai e piele. E pielea? Ai piele. Ha? Sigur. Ia. Cred că pare că a murit. E sigur? Da. Ia asta. Da, pare că a murit. Nu pare chiar a murit. A. Da. Ce dracu se întâmplă aici? Da. O surpriză neplăcută. Și uite, e moale. Ne-a murit acum. Da. Poți să o pui și să usuce, să întărească. Da. Da. Ba da, i-a crescut piciorul ăsta. Avea un picior în minus. Se vede? Da. E mai mic. Și mai închis. Uh-huh. Da, nu înțeleg de ce a murit. Ok. Bagul a uscat. Da, e nervant. Da. Avantajul e că dacă mai mor, măcar te poți bucura de ele așa, să le pui la uscat într-un tablou, le faci tablou. Nu înțeleg de ce. I-a stat ascuns acolo în decorul ăsta, nu da. A fost chiar cea mai prietenoasă. Și aici avem Brachypelma albiceps. Se vede bine și asta aici. Da, asta e. O ajută și coloritul. Picioarele alea spre albăstrie, așa, carapacea galbenă și curul roșu. Nu știu, ceva e în neregulă cu temperatura pe aici, cred. Da, vreau să stai zgoale, cred că. Da, aici zgoale, astea trebuie să le amenajez. Și aici... Bă, arată altfel acum cu terarele astea, cel aici, în partea aia. Multe animale. Puteți să începem cu șerpii de aici, dacă vrei. Piton regal, Enchi head clown, femelă, e și masculă aici, nu? Da, nu, e doar femela, care am băgat-o la împerecheat și asta s-a împerecheat, nu, asta, ba da, nu? Pastel leopard head clown, nu, asta nu s-a împerecheat încă, pastel leopard head clown, asta am băgat-o la împerecheat și s-a cuprat să intru la ei, să le iau căcuțul și să le pun apă din nou. Și aici avem femela de paid cu masculul de Butter Mimosa. Băga la împerecheat. Da. Păi trebuie să mai scoatem și noi ceva puișuri, că anul ăsta n-a scos niciun regal. Asta e fain. Și măcar așa de palmares. Paidul ăsta. Să facem o treabă, nu neapărat. Adică șarpele ăsta este într-o singură piele cu mai multe culori, adică are punctele da, astea. Da, spatea de pigmentare, ceea ce există și la oameni. Vertiligo, parcă zic. Vitiligo. Așa, aici este femela de Mimosa, de regal Mimosa. E preferata mea pentru că este șarpe care are mov pe el, se vede. Mov, lavandă, așa, foarte fain. Da, asta arată într-un mare fel. Dar în realitate se vede mai frumos, cred că, decât pe cameră. Da. Mai uite pe cap. Uh-huh. Și ăștia sunt niște șerpi foarte calmi, foarte blânzi. Nu prea mușcă. Da, azi plictisitor de... Și-s micuți așa. Plictisitor de cap. Ca o bilă. Aici e femela de birman, pe care am arătat-o mai devreme. Ăsta e masculul de blood python. El e mai cald decât femela? Da, el e mai cald, doar că acum e la năpădire și nu cred că o să vă fie așa de bucur. E albicios așa. Da.
să se iei. În momentul ăsta stau în cutiile astea, n-am ce să le fac. Am nevoie de niște terarii extra, care o să le fac în perioada imediat următoare. Aici este neluțul. Boa constrictor, deci pentru el, pentru Vlad, pentru birman trebuie neapărat terarii. Am nevoie de niște terarii în perioada următoare. El este neluțul, boa constrictor normal. Și aici este femela de carpet, de carpet python, varianta din Papua Noua Guinee. Ăștia se găsesc în Papua Noua Guinee și Australia. Este parcă e nou, luată recent, ăla vei? Asta o am de 4 ani. Știu că acum, nu știu, lunile astea sau recent, prin primăvară, ai luat ceva nou. Carpet n-am luat niciun carpet. Dar tot așa știu că ceva... Da, aici nu e nimic, aici o aștept pe cea care e acasă la în carantină. Și aici e masculul de zebra, het albino. Poate anul ăsta... Dar nu cred, că femeia de albino e acasă. Am avut-o la o filmare și după filmare i-am dus direct acasă, că acolo a avut contact cu alți șerpi. Și aparent au luat acarie de la șerpii aia. M-am procopsit. Ce mă bucur foarte tare că am avut inspirația, după ce am luat de la filmare, să duc direct la apartament, just in case. Și dacă îi aduceam încoace, mă umpleam de respect, pentru că acarie ne ia scapurici de la câini. Da. Mă umpleam la toți șerpii și castratez asta la toți șerpii, la tot ce am aici. Trebuia să dau foc la jumătate în palul ăsta și să mă descurc cu animalele, să le scot afară, să fac tratament complet. Bun, trecem aici la regali. Asta e o femelă Ivory, Black Eyed Leucistic, care nu mai mâncă de câteva luni. Am încercat-o cu de toate. Nu mai mâncă. Nu știu ce dracu să-i fac. Am încercat-o cu șoarece africane, am încercat-o cu ciobolan, viu, mort, toate cele. Nu vrea să mănânce. Aceeași problemă și aici cu femeia de Blade, Het Lavander Albino. Asta a fost pe o cutie de aia mai mare. Nu a mâncat vreo câteva luni. Am băgat-o pe cutia asta mai mică. A mâncat. A mâncat de câteva ore după care n-a mai mâncat. Din nou, nu înțeleg ce e în mintea lor. Și de ce sunt atât de imbecili regali ăștia încât poate preferă să moară nemâncați decât să mănânci? Nu vor să hibernezi oare? Nu, n-au nicio treabă. Aici femeia de Firehead Cloud, regal, aceeași problemă. Cu mâncarea, nu mănâncă cum trebuie, rare ori mănâncă, rare ori. De fapt asta e cam 3 luni cu 3 luni, ceva de genul, după cât am văzut-o. Aici am o femeie care n-a mâncat. I-am lăsat un șobolan viu și a mâncat șobolanul din el la un moment dat. Am uitat șobolanul acolo. Pastel, Mojave, Pinstripe, Head Pied. Acum a început să mânci. Mâncă bine. Ceea ce îmi dă speranță că se va și reproduce. Sper. Așa. Aici o femeie care a mâncat toată viața e excepțional de bine până acum vreo 2 luni, când a decis că nu mai trebuie nimic. Asta e femeia de Blue Leucistic, leucistic cu ochii galbeni, cu ochii albaștri. Nu mai vrea. Și asta era la modul în care pe ea de obicei o luam la școli grădinițe la prezentări. Mergeam cu ea la prezentare, cum mă întorceam acasă, mânca direct. O bocâneam în cutie, în 5 minute îi dădeam să mânce, mânca. Nu mai vrea să mai mânce. Și aici am puișor de anul trecut, una de fapt, în regal, asta e patterless, la cum se vede. De fapt, pare că apar niște picățele pe ea. Cumva sunt curios cum galben? E. Cumva așa? E ăla. Nu, ăla e un paradox. Ea ar fi trebuit să fie punctată toată cu picățele. Este cinnamon, Mojave, Head Red Accentic, Pinstripe și pastel. Da. Are 5 gene, dacă nu avea gena asta de pastel, în ea ar fi fost numai puncte, tot corpul. Așa, aici este o altă femeluță, Ghi, Head Red Accentic, Phantom și Yellow Belly sau Specter. Are 4 gene. Zic Yellow Belly sau Specter pentru că genele sunt identice, doar că în diverse combinații cu alte gene rezultatul e diferit, n-ai cum să știi până nu reproduci cu anumite gene ca să stabilești exact ce. Aici am
un alt animal cu care m-am chinuit în ultima perioadă, piton ametist. Îmi place foarte tare. Asta are vreo 2 metri lungime. Nu pare, dar când te-a pus să-l lungești, să-l întinzi la el, e foarte lung. L-am avut pe terariu. Bă, de fiecare dată când îi dădeam să mănânce, începea să se plimbe pe terariu până scuipa șobolan. Și la fel mi-a regurgitat. I-am dat prea mare, aparent. Șobolan prea mari și i-a scuipat. Dacă îi dau șobolan mici, mănâncă, digeră fără probleme. E un pic ciudățel, dar... E albăstruie așa la lumină, pare? Da. E iridescent. Arată foarte bine, frate. Și aici am asculii de regal. Spornul set clar. La cine asta? Înseamnă că ăsta joacă în deplasare. Da, mă, e la femeia asta. La femeia asta de enci. Da, aici. Ha, am uitat că l-am băgat aici. Mi s-a părut mie cam grea cutia asta. Am uitat că l-am băgat aici și nici n-am fost atent să văd dacă s-au împerichiat sau nu. Ca să-i trec aici, să-i trec la panou de onoare. Așa, hai să te bag la loc. Aștept niște pui de la băiatul ăsta. Sper să lucreze cum trebuie iarna asta. Ăștia de obicei se împerichează pe timpul iernii și primăvara fac ouă. Mascul de Ghi Mojave Hedred Axantic, tatăl lua asta de aici, doar că e la înăpărire, e alb. Da. El e mai închis la culoare. În realitate diferă culoarea, ca să știți față de cameră. Da, am observat asta. Din păcate, cam toți șerpii au cu tot o altă culoare pe cameră decât în realitate. Nu prea e ce să faci. Asta e masculul pe care l-am scos de la femelă, de Butter Mimosa, și aici am un banana yellow belly, care și ăsta a fost pe carantină la apartament, nu a mâncat acolo, acum a început să mănânce și e cam slăbuț. O să-l bag la împerecheat, dar cred că în vreo 2 luni, după ce își devine foarte bine. O să-i dau să mănânce mai des, ca să pună ceva cărniță pe el. Pentru că în momentul când intră la reprodus, fraierii ăștia au tendința să nu mai mănânce. Că le stă gândul numai la prostii. Nu e frumos așa ceva. Și aici avem boa constrictor. Un femeluță de sanglău. Hippo albino. Het leopard. Asta e cu o problemă la coadă. Când a venit la mine avea coada cârlig. Acum a văzut că i s-a îndreptat. Dar a rămas cu chincul ăsta. Uite ce portocaliu rozaliu. E frumos tare. E faină tare. Dacă nu și-ar fi belit nasul ăsta în cutie, ar fi fost și mai ieșit. Da? N-ai ce să faci. N-ai cu ce să te pui. Imagine să se întâmplă ceva aici, că parcă e cam rece. Cred că nu mi-am ceva nasul la cap. Ei, și aici am fiara de produsul de Alex Mușuroi. E la înăpârlire acum. Din păcate nu putem să vedem negru ăla ei. Dar nu se vede deloc aproape aici. Da, acum e super sictirită când eram. Ia-o. Așa e, de fiecare dată când e la înăpărlire e super agresivă, dar se reflectă lumina fantastic pe corpul lor, e iridescent. Da. Da, la soare asta arată, cred că, bestial. Da, arată super șmechină soare. Bun, fain rău. Și am terminat cu asta aici. Mata. Și nu, n-am înjurat pe nimeni. Mata înseamnă omoară în spaniolă, este o țestoasă din Rio Negro și Orinoco, din America de Sud. Capul e în formă de frunză, carapacea în formă de petricele. Foarte agresivă, mușcă, de rupe. Da, nu e chiar așa. Aici îl avem pe căpățânel, un gecko ocelot, care ăsta e supără pe viață. El mușcă ca prostul. N-are minte multă. Dar nu vrea acum să mă știu. Nu, de ce când îl țin mână, dacă pui degetul în gură, imediat te ia fraierul. Hai mă, piticule. Frumos terară. Cum l-ai făcut pe ăsta, îmi place. Da, e de asta tare greu mă descurc cu ea în captivitate. Nu știu, nu reușesc să țin iederul. Cred că are nevoie de multă apă. Când i-am dat multă apă la iedere, s-a uscat foarte rapid. Da. De asta zic că mi-e greu să îmi dau seama exact ce își dorește de la viața mea iedera. Bun, aici am o feară foarte mare. Doar că
că fiind atât de mare e și greu de prins. Haide-t. Iole. Hop. Dacă nu filmezi acolo, dacă se vede. Da, hai să-l. Pe unde ești, mă, prin cățu și curăță? Ia uite-l. E ca o broscuță ăsta. Ba, ăsta, da. E Spear Point Lift El Gecko, se numește specia. Dacă vedeți deasupra ochilor, are niște cornițe și are pe spate, are niște spini. Nu știu cât de bine focusează. Acum se încerc, dacă nu s-ar mișca, e atât de mic. Foarte mic, da. Vai cât e de mic, acum se vede perfect. Întoarce-te-mă cu fața, vai ce simpatic e. E o specie destul de mică, adică se fac undeva la vreo 10 cm ca și adulți, deci de două ori mai lung decât e acum. Este de la Alex Lee sau de da, da, reprodus de Alex Lee. Bă, cred că o să aducă ceva pui la vânzare și la Pitești. Deci asta e simpatic tare. Asta e fain. Deci are o codiță așa ca frunza. Și asta ce, mănâncă insecte, nu? Da, insecte. Dar trebuie să-i dai, ce îi dai? Dai miloș? Pui de dubia. Pui de dubia? Nu mănâncă miloș. Păi și îi pui în... îi lași liber? Nu, nu, nu. Îi pun într-un vas. Doar că l-am mutat de două zile în terariul ăsta și îl las momentan să se adapteze aici. Am înțeles. Păi, sus aici am o scolopendra. Da, o știu. Am văzut ultimul video pe care l-ai pus. Doar că mi-am luat panică. După ce am filmat video, mi-am luat panică. Când mai găseam scolopendra și m-am gândit că a ieșit. Era un pic ridicat capacul în spate. Dar nu, n-a ieșit. E undeva în terariul, numai că stă pe sus, pe frunzele alea pe acolo. Aha. Și nu reușesc să o vezi. Drăceia și mi-e târșă când bagi mâna la aia, e veninoasă, e super tâmpită ca și animal. Chestia e cu multe picioare. Agresivă. Da. Aici e gecotocai. Care a început să mănânce pentru că n-am mâncat la mine vreo, cred că vreo jumătate. Fă. Da, și abia acum și-a dat drumul la mâncare. Nu e el fantastic de haple, dar e ok. Reprodus în captivitate, ceea ce îmi dă speranță că o să trăiască mult și bine pe la mine. Și e mare prost. Da, e mare și are frumos. Așa, Gecko de Madagascar, Madagascar de Gecko, femeluța. Care, dacă stai puțin, și rezolvă situația ei, că eu știu ce așteaptă. Mâncare? Păi da. Cum să uite. Ia uite pe mine. Da, ea întotdeauna e pe... Dă și mie ceva șeful. Pitbull-ul. Băi, așa tare îmi place de ea. Deci e super agresivă la mâncare. Super agresivă. Întotdeauna scutură din insectele astea. Păi, adică... Da, da, nu mănâncă de față cu tine, trebuie să o ducă la restaurant acolo. În spate. Da, 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 nu, e un pic pudică când vine vorba de mâncat. Bo amazonian de copac, care nu știu ce e cu el, mie să nu moară dracu, dar stă în copac. Stă pe sus, că de obicei toată ziua stă pe sol. Asta e gluma noastră cu bo amazonian de copac, care stă oriunde, dar nu în copac. Și în ultima perioadă a început să nu mai stea pe sol, a început să stea și el pe acolo, pe sus, ceea ce mă bucură. Ca un șarpe normal. Ca un bo amazonian de copac care, da, că de-aia și zice numele așa. Greu cu focusul la el. Da. Copperhead, sau șarpe mocasin, unul dintre veninoșii mei, familia de veninoși tocmai s-a extins la mine. Focusul? Da, aici nu prea putem să deschidem pentru no. că... nu e, buba. A, gata, m-am dat în spate și am focusat mult. Da, da, face buba dacă deschizi. E mai greuț un pic. Ăsta e un șarpe veninos. Da, 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 da. Veninos. Dar cu velin să moară familie. Și aici? Aici e iguana de Madagascar, care îi pregătesc terariul la care e pe masă în living acolo. Lucru. Da, da, da. Că aici va sta la crotalul pe terariul ăsta. Lumița? Dușoară? Alo? Nu vrei să mergi? Ce-l faci? Hei! Hei, da, da, dormi? Ce faci? Nu-l vede. Nu, nu prea mănâncă ziua, de obicei seara. Și ea și tocaiu. Da. Seara, când se întunecă afară, dar în casă e lumină, atunci mănâncă. Jos, bineînțeles, l-avem pe Nautilus, țestos aligator, pe care o știți, că am mai filmat-o. Stai, ca să vă dați seama cât e de mare. Da. Mare. Aici avem pe groasa mea. Ia să vedem dacă vrea să mănânce. Gecko african cu coada groasă. Cu coada gasă. Gecko african cu coada gasă. Ia să vedem. Da, da.
Hai, vino cu aici. Hai, vino cu aici, vino cu aici. Hai, tată. Hai. Hai, hai, hai. Și iată, foarte mult timp la fel n-am mâncat. Și acum... Acum a devenit fătiță mai harică, e clozată la mine. În 2018-19, nici nu mai știu când. Găsul asta, da, e foarte frumosică și foarte cumințică. Îți vine să o mănânci, când zici că zâmbește așa. Mm-hmm. Cu ochișorii negri. E super, super simpatică. Îmi place maxim. Chitița asta. E foarte frumoasă. Și o să avem achi, varanul pitic cu coada țepoasă, care stă acolo la soare, să și să se încălzească. Și asta e pui sau e adult, mai are? Asta așa rămâne. Nu, trebuia să facă, scuze, trebuia să facă mai mare, dar nu. E pitic, pitic. Da, e varianta pitică la pitic. Da. Lângă aici, vipera cu corn. Da, asta e tâmpită rău de tot. Asta a mușcat-o pățor sau de cap și nu din cauza veninului a murit, ci din cauza că i-a băgat colțul în creier. Și a mai rămas decât cu una. Bine, cred că i-a ajuns și veninul în creier, că îți dai seama. Au imunitate la propriul venin, știi, aia da. A fost problema. Problema e de ordin mecanic, știi, nu... Da, a rămas, gen, paralizat instant, Da. Erau două aici. Da. Nu a fost aici. A fost în alte rare. În alte rare mai mari erau două. Ani de zile au stat două. Da, ani de zile au stat împreună și... Deodată. Vipera cu buze albe, White Lipped Pit Viper. E cu spatele. Stai să... O să vină un pic să vadă. Alo? Ca să-i filmezi... Moaca. Căpățâna. Da, au capul ăla și cu... Pit îi zice de la găurile alea pe care le-au... sub ochi. Da. Câți veni noi așa? 1, 2, 3, 4 3 aici, cu... 4 cu crotalul, 5 cu boiga și dacă punem și ogul la socoteală, care e așa și așa, 5. Lasă că pe ăla e prea slab ca să-l punem ca veninos. Da. Sus, Freeled. Dragonul gulerat acolo. Da, cum ai avut și tu. Exact. Destul de simplu, știe lumea despre ce e vorba. Aici îl avem pe domnul Anubis. Varanul de Nil, care e, nu, el e definiția prieteniei. Prieteniei încheiate. Se umflă și de asta da, nu, lovește el, cu coada. El nu suferă oamenii în mod egal. Deci să nu crezi că face discriminare la cineva. Nu, el nici pe mine, nici pe tine, nici orice om. Nu, da. Nu suferă pe niciun. Și ăsta e teraniul meu preferat aici. Ăsta e favoritul meu. Pentru că e... Dacă stăteam așa și ziceam, căutați șarpele, hai, scrie da, de da, șarpele, da. Nu-l găsește nimeni. Da, da, da. Eu m-am dus direct pe el. Da, rinorasnic, șarpele rinocer. Este o femeluță. Asta e frumos. S-a agățat de cameră. Mi zice frumos. Rino de la cornul pe care l-are pe nas. Așa arată un șarpe cu corn în frunte. Rinocerb. Șarpele rinocer. Rinocerb și rinocerb. Deci uitați cât de frumos e fetiță, fetiță femeie. Fetiță, da. Și are albăstriu pe burtă și pe laterale. Da. Da, chiar că e un albastru așa, da. Foarte frumos. Hai, e un șarpe care stă mult prin copaci arboricol. Foarte fain. Unul ăsta chiar mi-ar plăcea și mie. Are piele pe vârf. Terariu așa Cozi? Frumos aranjat. Da, terariul ăsta e preferatul. Asta până la ce vârstă, până la ce lungime se face? 1,20 m, cam așa, 1,30 m, da, destul de scurt. E aproape maxim acum el, are 1 metru lejer. Subțire așa. Da, nu sunt foarte, nu sunt foarte gruși. Este mutat. Și plantat așa, ce natural, pomii ăștia. Ce are? Mi se pare că e ceva negru, dar nu sunt solzi un pic. La codiță. Stricați. Aici mai sunt alți șerpișori și pe sus în partea asta mai sunt niște tarantule, dar alea nu le mai scoți. Da, nu, aici mai am iar ceva tarantule, dar sunt micuțe, nu le băgăm de seamă. Da. Și aici am iar șerpi. Porn snake. Mexican black king. Șerpe negru. Milita. O, ce prostie. O vomat? Nu, m-am mușcat de mână. A, te-am mușcat? Da, pentru că ăștia mănâncă alți șerpi în natură și miroseai. Mirosea șerpe. Da, numai ce-am pus mâna pe aia. Da, practic, numai ce-am pus mâna pe mâncare. Sarmale, sarmale.
Da. E un negru foarte fain ăsta. Da, e super, super șmechi. Nu știu cum lucește blana pe el. Deci, o să zic că lumea, te-a mușcat! Dar nici nu se vede când te-a m-am mușcat. M-am veninat, o să mor. Uite aici, de fapt, a dat sângele un pic. Numai. Nici nu se vede. Zici aici, că mai tare doare când te înțeapă albina. Adică California King Snake, ăsta e retardat, nu o să pun mâna pe el. Na. Asta m-a mușcat pe mine? Nu, altul. Nu, stai, că era alta. Continuăm. Aici am Sonoran Gooper Snake, care și ăsta o să treacă pe un terariu mai mare. Momentan stai aici, că n-am ce să fac. Eu am avut mai multe terarii. Dacă vreți să aruncați cu pietre în mine, ca să vă explic exact despre ce e treaba. Am avut mai multe terarii, dar am rămas fără ele. Asta e problema. Mai aveam încă 11 terarii. 11? Da, au fost multe. 7? Cu 11, da. Încă 11 terarii mai aveam și am rămas fără ele și acum trebuie să mă descurc, trebuie să fac altele. Da, asta e. Asta m-a mușcat. Asta e idiota care te mușcă, da. Și asta mușcă și nu dă drumul. E prostia ției. Da, și dacă mai bag mâna, o să mă agațe și da, ea mușcă din orice. Ca să ți dau un exemplu. De obicei mușcă și pe seta, nu știu da, ce. E frumoasă tare. Uite, exact ce ziceam, deci ea da, de frumoasă e superbă. De deșteaptă e frumoasă, da. Da. Dar rest, asta e pasiunea vieții ei, da. Fiecare cu hobby-ul lui, hobby-ul ei e să muște de mulți. Aici am pândușorul Carmol, Elafe Carinata, ăsta e ăla care pute urât, când face căcâț, nu că face cacahat, elimină o substanță de... Da, să se, ca și cum s-ar apăra. Da, și el trebuia să fie mult mai mare, doar că atunci când am crezut că hai că am rezolvat-o cu mâncare... Când am crezut că hai că am rezolvat-o cu mâncarea, atunci am început să facă figuri la mâncare. E, și până la urmă am descoperit mâncășoarece de laborator viu. Mm. Am încercat cu șobolan, nu s-a apropiat de ei nici de alea. Cu toate că l-am mâncat între cu șobolan. Și trecem la cortneci. Aici e o femeluță de cortnec blood red, pied side. Pied de care are petele astea albe pe lateral, dar ea e un very low pied. Am luat un mascul care are mult mai multe pete albe pe lateral. El la năpârlire e mult mai un roșu mai intens. După ce o să năpârlească o să arate mult mai bine. Honduran Milk Snake Ghost. Practic lipsește pigmentul roșu de pe corp și galben. Foarte fain. Aici Corn Snake Tessera. Corznei Canerii Tessera, asta e sora celei de lângă ea. Și practic amândouă sunt pui din primul meu șarpe, pe care l-am luat în 2007. Corznei este printre cei mai faini pentru că au diversitate mare la culori. Tot aici felul... o femeluță de Motley Stripe, Ultramel, care nu e nici asta a mea. Și aici este femeluța mea de Ghost, care mai are ceva în ea, nu-mi dau seama ce, dar scoate pui super șmecher. Întotdeauna mi-a dat câte ceva funky. Unde e ăla roșu? Asta, spre exemplu, care e un hipo, posibil diffused mask, nu știu exact ce dracu e pe ea, genetic. Pe ăsta am zis că îl păstrez inițial, dar am luat masculul ăla care o să-l bag cu asta, așa că o să-l dau pe ăsta, că am destul mascul de corn. Ăștia sunt adulți, toți ăștia de aici care prezintă sunt adulți, da, deci îți groși cam, hai să zic că degetul mare, depinde. O să bag la reprodus. Poate asta puțin. E o femelă Motley care a fost scoasă de mine acum mai mulți ani. Stă la mine că stă până să iei mutări și până o să regleze situația, o să locuiască la mine. Aici un mascul, Caramel Het Amel Het Motley. Nu știu dacă o să facă ceva în primăvara asta, că e destul de mic, dar o să încerc norocul cu el totuși. Și aici e grasul tău, care nu mai e atât de gras. Da. Și când am venit, Nicolas mi-a zis, acum m-a întrebat, când săptămâna asta sau cealaltă, m-a întrebat, când te duci la Alex? Și îl întreb, de ce? Dar în prima dată, bine că sunt mai mulți Alex. La care Alex? La din terariu. De ce? Păi când îl aduci acasă pe șarpele meu, făcea? Când îmi aduci șarpele acasă? Amândoi. Nu mai e atât de gras, ceea ce mă bucură. Da. E un pic mai ok acum.
Că era burdumat tare. Inițial. Și aici masculul meu, Hippo Lavander, și mai are ceva gene până el, care o să intre la reprodus iarna asta. Și aici da, avem juniori. Femeluță. Oh, ce frumos este. Butter stripe. Galbenă complet. Asta este nepoata lui Băbuță. E a treia generație la mine, practic, și urmează să va urma a patra generație în momentul când o să fie gata de reprodus. Aici este cheliuțul Corsnex cheles, care e la năpălire, se vede că e alb. El nu are solzi pe corp, e super fin la atingere. Nu are solzi, are solzi pe burtă, de fapt. Așa e gena la ei. E super ok, super, neavând solzi, culoarea e mult mai intensă pe corp. Da. Asta e șmechea. Și încă e la năpălire. Da. Dar un mov ar fi așa, nu, apare. Nu, e roșu, e roșu. Roșu? Ăsta e șarpele pentru prințese. Șarpele roz cu inimioară pe cap. De ți-l făcuse. Da. Da, e mai roz în realitate, chiar roz, se vede un roz șters, da, așa, dar... Da, pe cameră niciodată nu se vede, nu. Am încercat poze, toate cele, am încercat să editez pozele, nu reușesc să scot culoarea. Ochiul uman e altfel, n-ai da, cum. Paviu. Ăsta e un cor care nu știu ce e genetic, dar nu e albino, deci e orice, dar nu e albino. E hipo, nu știu exact. Ce se bate puțin parcă pe un roz? Nu, nici nu pot să compar cum arăta ăla. Rozul pe care l-are ăla și ăsta. Asta pot să zic că mai duce un pic spre un rozal. Dar nu, nici aici nu pot să zic. Da. Da, e mai mult un piersicuț așa, culoarea asta. Da, dar ce fain e pe burtă. Zici că e pe lateral, așa e galbenul chiar. Da. Cum vine? Da, de la gena anerii. Gena anerii tristic, pe... care elimină pigmentul roșu. E jumate, îi face, așa. Îi face galbenul ăsta pe gât, da. Ce fain e. Foarte interesant. Da, e un Ghost Motley, nu știu acum dacă mai are și altceva în genă sau da, doar atât, dar arată foarte frumos. Share pentru începători ăștia. Ăștia sunt cei mai recomandați pentru dacă vreți un șarpe, cu ăștia începeți. Asta e un regal spider cu un wobble foarte agresiv pe care l-am pus la vânzare. Eu l-am prins foarte mic. Am văzut, da, că ai pus pe grup. El mănâncă bine, doar că nu-și controlează capul. E foarte haos. De asta? Da, da. Face așa. Mâncă mort, n-ai treabă cu el. Mm-hmm. Doar că nu... Da, fiind spider, toți au wobble. E da, practic problema asta neurologică vine cu gena care afectează pattern-ul pe corp. Mm-hmm. E foarte interesant. Da. Aici e Hoggy noze. Grasul. Asta e un șarpe veninos. Da, el are colții cu venin undeva pe aici, pe spatele maxilarului, și ca să te injecteze, practic trebuie să te mofe. Să-i focusez căpățâna. Priviți. E foarte frumos, are un nas de purcea, zici care da, arăt. Da, e și zice hognums. Nas de pornistreț. Se bagă prin nisip, prin pământ. Uh-huh. Scurmă. Ei sunt mâncători de broaște în natură. Și se fac mici. Bine, asta nu e adult, nu? Nu, mai e, dar cred că l-am scăsat greșit și cred că e mascul, pentru că la cât a mâncat trebuia să crească mai mult. Dacă femeile e mai mare. Da. E, aici am carpetă super zebra. Când bagi doi zebra împreună, un sfert de pui e super zebra, patternless, fără pattern. Scos acum un an și de mine. Iar asta. Și aici am un boa de țărână. Bă, ăștia îmi plac. Boa de rumeguș. Sand boa. Râme. Da. Este, seamănă exact cu o râmă. Capul și coada sunt aproape la fel. Ăsta e mascul adult, nu crește mai mult. Și boa de nisip există și la noi în România. Da, avem și noi. În anumite zone. Bine. Asta e varianta din Kenya. Da, asta nu e de la noi. De specificat pentru neștiutori, toți șerpii, toți cei aici nu trăiesc în România, nici măcar în Europa. Adică, în afară, da, vipera. Pe care ai cumpărat-o cu acte acum... Da, era un crescător din Slovenia. Ani. Da, din Slovenia ai cumpărat-o atunci. E din 2016 aia, acum îmi dau seama, are 8 ani. Mam, da. Trecut 8 ani să-mi bag cer.
Pentru că toate reptilele astea au proveniență, acte, inclusiv Alex, dacă vinde șerpi, le produce cu acte, vă dă hârtie la mână, certificat de producător și așa mai departe. Mamă, ce Blood frumos Python. E și asta. Ai, pui de la Blood, bă, dar ce îmi place, bă. Deci are decât o masă. Așa de mare este. Oh. Păi, dar ce frumos e. Asta am mâncat doar vine să-l strâng așa, să-l mănânc. Da, am să-l nou, bag în gură. Am doi care n-au... Ce prost ești. Am doi care n-au mâncat și ăsta a mâncat viu și nouă din ei au mâncat mort în prima masă. Da? Ăsta e normal. Bă, și sper să-ți arăt și un albinos. Bă, ce fain e. Să-ți scopă tontul ăsta și vreau să-l și sexez. Că ăsta n-a vrut să mănânce. Ce? Asta e albino, nu? Da, asta e T plus albino. Oh, de ce fain e. Un fel de... Băi, și ți-am văzut video când l-ai postat, dar nu, în realitate sunt mult mai frumos. Da, arată, arată. Mult mai frumos. Vreau să-mi muște. Vreau să-mi muște mărlan. Și nu vreau să mă muște pentru că chiar și acum are dinții destul de mari. Haide. Care mă ascult? Da, asta mă ascult. Eu mă ascult. Hop, yeah! Oh, mam! Caca. Caca. A prins pe cameră cum a ieșit. Da, cred că te-a marcat. Pauză competițională. Așa, dă-i. Da, ce se face? Prins cu meserie, nu? Asta este toată. Trebuie... Așa, pe aici mai alți pui. Îți trebuie ligioane, te descurci cu... Da, aici am carpeți ieșiți anul ăsta, de carpet. Ăștia de mici îți răi. Da, 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 deci, în special mici. Hai, dă să mă muște, hai, focus aici. Vai, mușcă-mă, că nu doare când te mușcă, adică, haide. Ei, dar nici nu vrea rămas să mă muște. E la năpălirea cum o fraie. Nu vrea. De obicei, dacă pui mâna așa mai cu curaj pe ei, nu mușcă, știi? Nu, se intimidează. Da, da, cred. Hai să nu bagă. E exact ca o râmă, uite ce se-ți bate. Dar nu-i facem nimic, săracu. Nu, se agită, mai ales că fiind la năpălire... Da. Haide-mă, bagă-te înapoi, trece-mă. Fiind la năpălire, face ca toate cele. Bun, pe aici am carpeți. Pe aici mai am doi pui de boa constrictor. Da, deci care vreți, veniți la Pitești pe 13 octombrie, ne vedem acolo la expoziție. Wow, ce frumos e și asta. Uh-huh. Asta e boa. Da. A, e cum e ăla pe care l-am avut eu. Uh-huh. Da. Mai am doi masculi de vânzare, uh-huh. Or să fie și la Pitești. Fain. Ok. Cremiziu frumos are pe... Foarte fain, da. Pe coadă. Azi doi la fel și... Ba, mai pun... Boa de nisip anerii. O să vedeți, bă, sunt doi șoareci, nu știu dacă l-am mâncat și pe aia. Asta eu sexasem ca și femelă, dar din nou cred că e mascul pentru că prea nu a crescut. E la fel. Doar că e altă... Ai mai deschis. Altă culoare, da. Da. Anerii sau oxantii, cumva, că lipsește galben, roșie, atât. Da. Da. Și astea sunt animalele din casă. Asta mai avem și afară, dacă vrei să mergem. Din casă. Păi hai să mergem hai afară, să mergem dacă tot afară. Facem tot turul complet, așa. Așa, așa. Așa. O să urmeze și o parte a doua. Vă arăt așa, spoiler alert, rapid. O să vedeți ce pasiune nebună mai are Alex pe lângă okay. Reptile. O pasiune de copii adulți. Da. Aici, uite că mai a prins un pic după amiaza, cam pe la ora asta așa, nu știu cât de 3-4 așa. Se bagă la soare acolo. Nu, mai vine un pic de soare. Și stau, toate stau leșinate, că și alea acolo sunt în expectativă. Ele nu stau degeaba pe peretele cutiei, ele stau că acolo vine un picuț de soare. A trecut, cred că s-a da, din păcate, după... casa e destul de nașpa aici și nu bate foarte mult soare. Da. Aici e o pereche de graieca, țesoase de obrogene, acolo nu știu exact dacă-s pereche sau nu, dar sunt generații diferite, stau separat și îl capă de tutti frutti aici. Dizonaurul. Panzerică care s-a belit la nas și nu-mi dau seama dacă s-a certat cu cățelul pe mâncare sau s-a lăsit pe undeva. Să băga nasul oare prin grate, undeva. Da.
S-a fi prins și s-a tras, mă gândesc la probabil, toate. Probabil. Da. Destul de grea. El paște prin curte, chiar dacă e beton, mai are și iarbă. Da, mă, ciugule, după iarba asta. Este iarbă și mănâncă. Mai ales că a fost plecată, că e fetiță, da. A fost plecată la țară toată vara asta, să mai ia niște kilograme în plus de acolo. Și a cam, și a cam permis vegetația să-și facă de cap aici prin curte. Și Bob, Bobiță, hai tată, vină coace. Haide, Bobu. Cheamă haide, tată. Hai, Bobițule, hai tată, vină coace. Haide, hai. Băiatul, hai. Haide, vină să te vadă lumea. Haide, tata. Ăsta nu știe de uți-uți. Nu, dar nu, câteodată vine, câteodată nu vine. E după, după așa, după cum se simte. Da. Hai că încerc eu o schemă acum, care de obicei schema, funcționează. Schema cu mâncarea. Da, aici e o mini brigadă, cățel, rățoi, țestoasă. Hai, vin aici, hai. Și mai era și un iepure, care nu mai e. Bă, mai am iepure. Am a, și iepuri și porcul ședăgâne. Am intrat și beci imediat. Hai, da. Hai, Bobiță, hai, tată. Treci la cap. Treci la troc. Da, e un rățoi care e ca un câine, identic. Da, da, da. El, pe el poți să te bazezi. El mușcă oamenii care intră în curte, cățelul nu mușcă. Ăsta te ține de vorbă numai, te ține întreabă mamba. Mamba nu face decât să te împiedice. Hai, mă, Bob, nu vrei. Așa. Din păcate, aici am un șobolan sălbatic. A. De care nu reușesc să scap. Am pus capcanele lipicioase, le fentează pe toate. A, săpat pe dedesubt și a intrat. Da. Uite, uite, fie, vine să cap aici. Da. Doar ca să-și bată joc de viața. Aici am o nimfă, e a cincea nimfă, pe care o am primit o donație. Da, ai mai pus una zile trecute. Da, asta e altă. Altă. Nina, asta n-a filmat-o. Da. Asta e un pic cam ciufulită, nu-mi dau seama exact. Oh, dar și altă culoare. Da, e frumoasă. Albă. Fie. Acum vedem. Tontu. O să le aduc și pe celelalte, poate împreună o să fie mai ok, o să-i crească penajul, nu știu. Aici am niște șoareci de laborator, extra, care nu mai am loc pe aici să-i mai țin. Și aici am Gucci Gang. Avem pe domnișoara iepurichica. Tai, tata, vină cu aici. Cap de leu. Da. Ea este foarte țosnoasă. Am luat-o că am avut nevoie la o filmare cu Teo, cu Teo și cu Frânculescu. A fost la filmare la Club 99. Da, e foarte simpatică. Și o pereche de porcoșenii, de guinacia, tonșoara. Am acum la porci. Neguță. Serii după serii îmi fac ăștia, mititei și ai mei. Și frezurici. O, ce fain de asta. Zici care, bă, ce simpatic. Zici că e tu-s castron. Da. Bă, cum are pălărie. Zici că e tu-s castron. Zici pălărie, nu l-ai găsit pe asta. L-am primit, practic, i-am primit. Da, al mie pe asta. Nu, dau. Da, și am vreo trei frumoși. Mai ales pe frezurici de aici. Bă, dar ce frumos e asta. Da, e top ăsta, fraieră. E, și ce fac ăștia să certe pe aceeași adăpătoare. O adăpătoare aici, o adăpătoare aici. Indiferent unde pun apă, frezurici cu iepure, să bat pe aceeași adăpătoare. Cine o să judec? Da. N-acum. Și aici mai am niște șoareci de laborator, cu o droaie de pui, că bineînțeles că șerpile trebuie să mănânce. Stai, că nu, ia mâna. Așa, acum se văd. Da, mai pus. Uite și de ăștia mici. Au, ce pitici. Și puc, puc, puc. Și prichindei. Pitici. Galbeni, negri. Argentin. Care vrea, ia uite, roz, abia fătați. Argentico, pătați. Auzi, ăștia s-a abia ieșit zilele astea. Mai fă proaspăt o scoasă, că mă pătau. Mai mari. Da, mai multe femele cu un mascul aici, știți? Da. Am tot pe canal, vedeți un video special în care și la mine și la Alex vorbește despre șoareci. Da, despre... aici nu mai am cum aveam înainte, înainte aveam mult mai mulți laboratori. Acum am mai puțin, dar încerc să extind din nou profalia de laborator. O fetiță galbenă. Simpatici. Da. Cam astea sunt legioanele de la Casa de Interariu. Formă mai moment. Spațiu și de altele. Da, mai e un pic spațiu aici, da. Dar... Când mai multe, când mai puține. Arăt să eu face ouă acolo. Bobiță, da, el acolo. E și-a stabilit, cum zice, pe ăla, zona, domiciliu teritoriu acolo, da,
Și eu stă pe acolo și cred că se ceartă cu asta, de fapt. Nu cred, 100% se ceartă cu Mamba, pentru că am văzut războiul între ei, e fantastic. Adică l-am văzut pe ăla cum o trăgea de limbă pe asta. Și după aia, asta bineînțeles că le-a păstat de gât și îl plimbă pe-n curte. Dar, din nou, cine știu să mă bag în relația lor de dragoste? Care? Cine știu să mă bag în relația lor de dragoste? Da. E o dragoste proastă, da? E. Și pe Alex, dacă vreți să-l vizitați vreodată la casa aici, la casa din Tărariu, îl găsiți în Ploiești. Da, în Ploiești facem, bine, să-mi scrie oamenii în privat. Da, în privat vorbiți și vă dă el adresa. Ca să vedeți pe live, în culorile adevărate. Animăluțe. Nefiltrată. Da, cam ăsta-i vlogul. Un like, o abonare, dacă nu sunteți abonați, și la canalul lui de asemenea, vă repet, pentru că aflați mai multe informații acolo despre ceea ce face aici. Pa!